Hei, te salut! Sunt Sorin Drache și spun bun venit pe canalul meu. Știu că arată ciudat, n-arată ca setup-ul obișnuit, dar astăzi vreau să vi-l prezint pe Radu de la Cavaleria, Radu Neagu, pe care cu siguranță îl știți și care a avut amabilitatea de a veni în acest clip la mine pe canal și mulțumesc foarte, foarte mult ca să discutăm despre ce avem nevoie ca să ne apucăm de YouTube. Salut, Radu! Binevenit! Salut, Sorin! Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru această onorabilă invitație la tine pe canal și hai să discutăm despre YouTube. Da, eu când m-am apucat de YouTube, cred că asta pe a fi... Pe vremea fapt... mea... Da, adică în cazul meu cu 2 ani aveam o cameră cu un obiectiv de kit și atât. Deci el a început cu DSLR-ul? Da, da, un Canon. Un Canon 650. Și ți-ai cumpărat-o special pentru... vlogging pentru YouTube? Sau Nu. Mi-am cumpărat-o pentru că am vrut să am o cameră cu care să pot să fac și poze, dacă merg în concedii, să pot să fac și clipuri. Și s-a transformat în camera mea principală pentru YouTube. Păi și unde e? Am vândut-o. Am vândut-o, culme, la un alt YouTuber. Foarte bine. Și asta pentru că acel Canon avea... un obiectiv de kit relativ ok, 18-55, adică îți oferă o plajă destul de mare. Cred că și noi folosim tot ceva de genul ăsta, 18-55, 65, pe acolo. Uh-huh. Adică putea să filmeze și de aproape și să ai un unghi mai larg pentru cadre mai ofertante. Și după aia am trecut tot la un Canon, probabil la cel mai cunoscut model de Canon, pe care și Casey Neistat îl tot promova într-un timp. 80-ul? 70D-ul, care mi-a fost foarte de folos pentru că avea acel autofocus. Eu fiind singur, adică un one-man show, mi-era de folos să știu că sunt tot timpul în focus. Dacă mă mișc în față, în spate sau lateral, să știu că îmi păstrează camera focusul pe mine. E important, eu nu știu dacă suntem în focus. Acum eu sper că suntem în focus. E pus pe manual ca să nu se schimbe, dar știu că l-am făcut de 3 ori înainte. Și cam atât, cam cu asta am început. Și cam atât. După aia mi-am dat seama că e foarte important să ai un sunet bun. Pentru că de obicei camerele, fie că vorbim de Canon, Panasonic sau Sony sau orice altceva, au procesoare cât de cât ok pe partea de sunet, dar microfoanele nu prea le ajută. Plus că ai microfoanele ba în partea de sus, ba undeva în lateral. Plus că sunt niște găurele micuțe acolo care nu știu prea le împărțim microfoane, adică left, right, wow, microfoane, dar sunt două găurele acolo cât un vârtea, cât ai avea pe telefon, de fapt. Exact. Așa că, observând că am nevoie de un sunet mai bun, m-am tot documentat să văd ce folosesc și alții pe afară și am văzut că multă lume folosește niște reportofoane, mă rog, ceva de genul ăsta, cred că se numesc. Le spune recordere de sunet. Așa. Poți să-l cauți așa, sound recorder sau recorder sunet, că ăsta e și denumirea la noi în România. Da, și am ajuns la un model care e ok raport calitate-preț. Adică la chestia asta, de la Zoom, se numește Zoom H1. Ăsta este cel mai ieftin dintre toate și cel mai mic și cel mai portabil. Dar microfonele sunt cam de 30 de ori mai mari decât cel de pe cameră, adică chestiile astea două de aici, care sunt puse în X în motivul de a prinde în formă de, cum să zic, de bulă la un metru distanță aproximativ. Aproximativ un metru, da. Ca să-ți ia sunetul cât mai curat, iar în rest să atenueze sunetul ăla enervant al vântului, al oamenilor din jur care vorbesc, al gălăgiei de pe stradă, chestii de genul. Da, mi se pare sculă excelentă pe care și noi o avem, chiar aici. Al lui Sorin este mai mat, așa, e mai simpatic. Al meu are un șurub aici în capăt pentru că n-am găsit ceva mai mic ca să-l pot monta pe un stativ sau pe întrepied. Se desface cu ajutorul unui patent. Practic, jucăria asta nu face decât să înregistreze sunetul. Pufuletele ăsta se numește pisică moartă. Dead cat, da, da. Da, dead cat, ca să-ți atenueze zgomotul vântului. Asta e important. Dacă filmezi într-un studio sau acasă, n-ai nevoie neapărat de chestia asta. Ai nevoie în cazul în care ții aproape de gură microfonul ca să-ți tai acele p-uri, țâuri, ș-uri, da.
atunci ai nevoie de dead cat. Dacă filmezi afară, 100% tu pe asta folosești afară și înăuntru? Nu, doar în interior. Am încercat afară și se aude horror, tocmai din cauza vântului. Cu un dead cat e ok, e în regulă. Și m-a bucurat la asta și faptul că are intrare pentru o lavalieră, pentru un microfon adițional, scuze, arătam căștile, pentru un microfon adițional și am găsit la un moment dat cea mai ieftină lavalieră pe care am găsit-o undeva la 100 de lei. Aici, așa. Da. Aici are intrare de lavalieră. Nu, lining, aici. Sau tot pe la etajul ăla. Bine, sunt două mufele la fel. Undeva la 100 de lei găsisem o lavalieră de la Audio Technica, super ok. Am două acasă. Partea proastă știi care e la alea. Că funcționează cu niște baterii de ceas și nu ai niciun control. Adică nu ai un LED care să te anunțe că este pornită sau oprită, ai un buton de on-off, dar nu știu dacă ți se termină bateria și exact când ți-e lumea mai dragă, în mijlocul unei filmări, rămâi fără sunetul principal. Că adevărat e că până la urmă te uiți la produse, la ce faci și nu o să te uiți tot timpul la acea mică iconiță de microfon acolo undeva în colțul din stânga la cameră. Dacă ai așa ceva, că multe camere n-au. Și atunci am ajuns la un alt microfon de la Rode, e vorba de modelul ăsta. VideoMic, da, VideoMic Go. Spre deosebire de modelul mai scump, VideoMic Go nu are nevoie de baterie. Ah, deci merge direct pe... ok. Își trage curent direct din cameră, e ok pentru faptul că nu rămâi niciodată fără baterie și ai tot timpul un backup. Ai văzut că au făcut o chestie foarte interesantă la varianta Pro? Ce anume? Varianta Pro a doua, VideoMic Pro 2. Nu știu la ce te referi. Au scos un VideoMic Pro 2, cel de la 2, de la Rode, care are baterie, dar simte când ai oprit camera și își oprește și el bateria. Ah, foarte tare. Foarte, foarte tare. Și ăla cred că o să fie și eu am o chestie genul ăsta, care stă, cred că, pornită de multă vreme. Ăsta este un Sennheiser M-Mic MKE 400. Este ieftin. E mai ieftin decât VideoMic-ul ăla și arată așa ciudat pentru că a avut un burețel aici care tot timpul ieșea și e pe undeva prin Las Vegas. Păi e ceva de genul ăsta. Da. A rămas pe acolo și nu l-a mai găsit. Și face cam aceeași chestie, doar că ăsta e micuț. Depinde acum, nu ar trebui să deranjeze că microfonul e mai mare decât camera. Am văzut multe excepții și da, contează. Contează ca microfonul să fie mare, pentru că să fie membrana aia care recepționează sunetul cât mai mare și atunci să fie cât mai curat sunetul, cât mai puternic. Și sunetul, din câte știu și eu, contează mai mult de 50% din calitatea unui clip. Adică teoria este că dacă clipul este filmat în HD, rezoluție 720p, dar are sunet bun, lumea se uită la el. Dacă e filmat în 4K și are sunet prost, lumea nu o să se uită la el. Niciodată, da, corect, corect. E, uite, la ăsta, chiar dacă teoretic e ok, să știi că nu apelez decât ca variantă de backup. Îl am tot timpul pe cameră, dar ca și calitatea sunetului, tot zoom e mai ok. Au o tehnologie, au o chestie aparte. Au un procesor de sunet, că acolo ajungem și la... Citeam acum pe niște forumuri pe internet, sunt o grămadă de procesoare de sunet și de chestii și dacă cablul dintre ele este prost, deja ai dat 1000 de euro degeaba. Noi am mers, am găsit o soluție care nu prea se înțelege cu lavalierele noastre, că noi avem mai multe, dar... Pentru folosință zilnică, poți să mergi pe ceva de genul ăsta. Asta este varianta miniaturizată, este un Tascam DR10L, există și o versiune mai ieftină. E destul de scumpuț, pe la 200-300 de euro și vine cu o lavalieră, adică microfonul ăsta cu fir, pe care îl pui pe tine, ăsta înregistrează 9 sau 10 ore, foarte tare. Bagi un card microSD, o baterie și 10 ore este pornit tot timpul și știi că ai sunet. Foarte și e la valiera aproape de tine, adică asta o să atenueze automat zgomotul de fond de afară, poți să o folosești oriunde, deci mai e și asta o variantă. Dar asta deja încep să investești în scule. Părerea mea e să mergi pe la valiera aia cu fir de 1,5 milioane sau să-ți iei un VideoMic din asta de la Rode, 200-300 de lei, cât a fost? Ceva de genul, nu? 250 de lei a fost asta, da, și e o variantă bună. Sau poți să faci altceva, să iei o lavalieră care nu are nevoie de sursă de curent. Și să bagi direct în cameră. Nu, în telefon. E vorba de Smart Lav, tot de la Rode. Uh-huh.
Băieții de la Rode fac niște chestii bune pe sunet. Și Sennheiser-ul, dar... Care e doar atât. E doar atât. Capsulă și un cablu. Cu mufă jack normală. Aici trebuie să fii atent, iPhone sau Android. Și pentru asta, ai nevoie de, bineînțeles, acest... De adaptor. Adaptor pentru iPhone-urile mai noi. Da. Deci soluții există o grămadă. Trebuie să alegi pe aia care ți se pare cea mai... Dar ca și calitate e super ok. N-ai nevoie neapărat de camere din astea de care am amintit, DSLR, mirrorless sau așa mai departe. Poți să folosești pentru vlog și telefonul. Perfect de acord. Dacă ai un telefon de 1500 de lei, sigur filmează Full HD, Full HD și pe camera din față și pe aia din spate aproape. Și cred că e suficient. E arhi suficient. Să știi că am văzut mulți vloggeri care folosesc telefonul și pe iPhone am observat, acum nu știu dacă sunt singurul care susține chestia asta, calitatea sunetului înregistrată pe căștile pe care le primești în cutia de iPhone este foarte ok. Aia e cea mai ieftină variantă, de fapt. Da, da. Ai deja căștile și folosești microfonul de la căști. Ți le legi undeva pe aici, pe spate sau așa, dacă nu vrei să stai cu ea în ureche să atârne, să pară că ești... tot timpul pe telefon. Trebuie să fii un pic inventiv, dar funcționează foarte ok. Multe dintre clipurile mele de la început au partea de voiceover, partea de voce înregistrată separat de clipul video pe căștile de iPhone. Și a fost ok. Da. Okay. Demonstrația cea mai clară este, o să o pună probabil Sorina acum, sunetul de pe camera a doua, care n-are niciun fel de microfon și care se află într-o cameră. Nu e foarte mare camera asta. Dar diferența se vede de la cer la pământ. E cu ecou, este puțin ciudat sunetul, nici nu e atât de tare cum trebuie, că îl văd acum, e undeva pe la jumate, ar trebui să se ducă spre maximum. Poți să-l ajungi din editare, dar pierzi din calitate, se aude un zgomot de fond destul de ciudat și dai în alte probleme. Deci sunetul e cel mai important și poți să faci vlogging cu un telefon, asta e ideea, deci nu trebuie să te gândești acum la... Vai, dar voi aveți camere foarte scumpe pe masă, ambele Panasonic, ați investit o grămadă de bani, începe cu telefonul. Părerea mea este că, și o să insist pe chestia asta o grămadă, contează mai mult ce spui decât cu ce o filmezi. Corect. Atâta vreme cât o filmezi, cât nu uiți să filmezi. Că dacă spui o chestie de atât deșteaptă și nu o filmezi, nu este, nu există. Dacă uiți să apeși butonul de record, cum mi s-a întâmplat de o grămadă de N-uri. Și nu i-am pățit-o. Și atunci degeaba, da. Și a doua oară nu mai ai energia să spui la fel de convingător și de bucuros treaba aia. Și atunci ai nevoie, dacă tot filmezi cu telefonul, ai nevoie de o chestie care să ți-l țină într-un punct fix. Și așa am ajuns la Joby. Nu mai știu exact denumirea, o să o las în descriere. Joby Gorilla Pod, este clasic, îl găsești. Diferă, sunt mai multe variante. Cel mai mic e pentru telefon, ăsta mi se pare pentru cameră medie, cum da, ai corect, tu. Da, corect. Și poți să-i găsești un adaptor care, nu știu, cred că a costat 10 lei, ceva de genul ăsta, ca să poți să-ți montezi telefonul. Și deja ai un stand foarte ok. Deja e foarte în regulă. Sau poți să folosești inclusiv un trepied din ăsta mic. Am și eu. Chiar vreau să arăt. Care arată cam așa. Asta este o chestie, cred că am luat-o de la altceva, de la o cameră 360, dar la fel un trepied mic. Iar asta de aici se numește Not for Script, Shoulder Pod. Asta e de fapt o chestie între piele de telefon. Și îl găsiți pe la noi, ceva așa, ca să nu fie chiar pe negru, știi, să-l arăt. Uh-huh. Să-l arăt așa mai bine. Și ăsta este... Are un șurub aici, îl strângi, îl desfaci cât ai nevoie de telefon și îl strânge foarte bine. Avantajul ăsta este că poți să umbli cu el pe stradă, să-l lași, să-l ții în mână, telefonul nu o să scade niciodată, știi? Poți să faci clipuri de travel, poți să faci clipuri exact. De sport extrem. Poți să prinzi un GoPro aici, dacă vrei, îl strângi mai mult și încapi un GoPro. Am testat, merge. Și l-am pus în vârful unui, are un șurub aici, l-am pus în vârful unui mini-stativ. Am găsit un mini-stativ micuț, așa, am scos bara aia cu șurubul și l-am pus în chestia aia și a mers foarte bine. Nu era telescopică, mă acomoda puțin, dar am putut să filmez niște chestii foarte interesante, că am schimbat perspectiva, l-am dus undeva sus. Corect. Am văzut o treabă dubioasă la tine acolo, între lucruri, arată destul de ciudat. Exact, ți-ai dat seama despre ce e vorba. Asta este un trepied de GoPro. E un mâner de GoPro, de fapt. Ești sigur? Da, foarte. E o chestie care se numește de la Sandmark.
E o chestie din fibră de carbon, care e foarte rezistent și e pe dimensiunea mâinii. Asta mi-a plăcut. Și de ce l-am aici pe masă? L-am folosit de mai multe ori și începe să-mi placă ideea, cu toate că Gorilla Pod-ul ăla este o chestie foarte deșteaptă. Îl poți folosi cu orice cameră. Asta e o cameră care are vreo 600 de grame. Dar poți să o ții foarte bine cu asta în mână. Pentru că nu mai trebuie să o ții așa, de obiectiv și să umbli cu ea. O ții ca pe o chestie normală și e mult mai stabilă. Și foarte fiind tare. Destul de gros, uite, încearcă. Fiind destul de gros, nu te mai deranjează de mult că e și grea camera. Știi? Da, corect. Poți să stai cu el 10 minute în mână. Mi-a stat o oră. Poți să faci chiar și panoramări? Da, poți să faci și panoramări. Foarte tare. Doar că atunci când lași jos camera, o pui ori pe obiectiv, ori pe display, ori... Da, e cam sensibil subiectul. Uite, da. La Joby, partea ok e că ai aici în față un... nu știu cum se zic în română. Jur că nu știu. Cap cu bilă. Eu așa știu că zice. Ok. Cap cu bilă. Ok. Prin care poți să influențezi unghiul de filmare, mm-hmm, și poți să-l ajustezi cât vrei. La varianta aia nu prea... Cred că poți să-l pui și așa, nu? Da. Să filmeze pe verticală. Dacă vrei să filmezi pe verticală, dacă faci multe Insta story-uri sau Snapchat-uri. Corect. Apropo, am văzut că aveți DJI Osmo Mobile 2? Nu. Nu? E o chestie foarte tare că s-au dus către Insta Stories și către filmat în variantă verticală și o tendință din ce în ce mai mare. S-ar putea ca multă lume chiar să migreze spre Insta Stories la modul serios în defavoarea YouTube-ului. Multă lume e nemulțumită de niște schimbări. Mă refer la YouTube-uri mici. Sunt, într-adevăr. Și am avut problema aia. Și eu am, de fapt, că canalul meu de YouTube, al meu, nu l-am folosit. Am pus, cred că, 8 clipuri pe el și la un moment dat am zis stop pentru că am trecut pe cavalerie și am lucrat de aici. Mi se pare mai ok să lucrez în echipă, iar canalul meu nu are, nu știu câte, 4.000 de ore de vizionare. 4.000 de ore și minim 1.000 de abonați. Sunt la limită, am 800 și ceva de abonați și orele de vizionare sunt cu mult sub 4.000. Și am primit notificarea și momentan n-o să fac nimic, dar... Te dezarmează oricum. Te dezarmează puțin. Adevărul e că te dezarmează puțin. Nu cred că este permanent banul ăla. Nu cred că este o chestie permanentă. Pentru că dacă tu începi să lucrezi pe el... Bine, canalul meu e destul de vechi. Cred că are 10 ani, 8 ani. L-am deschis de atunci când am fost pe YouTube. Am postat niște clipulețe la nu știu ce... o chestie în Brașov cu Junii. Ok. Și prostii de genul ăsta, știi, un clipuleț de 30 secunde, încă o chestie așa, dar nu m-am ocupat de el. Dacă tu faci clipuri săptămânale sau de două ori pe săptămână sau așa și deschizi canalul acum, sunt sigur că vei atinge limita aia de 1000 de subscriber și vei avea 4000 de ore vizionate. Adică nu o văd ca o problemă. Sau dacă ai primit copyright infringement-ul ăla, ai primit notificarea de la YouTube, părerea mea, nu știu, dă-ți fără în țară la prieteni, dă un share, băi, dați-i și mie subscribe la canal sau uitați-vă la clipurile mele și dacă nici asta nu merge, continuă și muncește în continuare pentru că sunt sigur că poți să le dai mesaj și să le spui, uite, chiar mă ocup de canalul ăsta și vreau să fac o chestie bună și... Să mă țin de treabă, da. Astea sunt chestiile mai serioase pe care le-am pus noi pe masă. Dacă tot vorbim de chestii serioase, dacă filmezi acasă și n-ai o lumină foarte, foarte bună, ai nevoie de o cameră care să te ajute, dar și de un obiectiv. Și apropo de obiective, am trecut printr-o grămadă ca să găsesc varianta care mă avantajează pe mine, până am ajuns la două pe care le iubesc, cum să zic, necondiționat. Adică odată e vorba de obiectivul ăsta de la Panasonic, de 12-35, cu f2.8. Asta înseamnă că n-ai nevoie de super reflectoare și super lumini. Te salvează în momentul în care ai o luminozitate un pic mai joasă. Și mai am un obiectiv în care, cum să zic, am toată dragostea și afecțiunea investită. E unul de la Sigma, 18-35, care are un f1.8 și care e super ofertant din punctul ăsta de vedere. Bine, aici deja discutăm de chestii mai, cum să zic, pretențioase. Dacă ai un canal, de exemplu, de cooking și vrei să ai niște cadre foarte frumoase, dacă ai un canal de tech și vrei să ai la fel niște cadre foarte frumoase cu un telefon, te ajută foarte mult treaba asta. Pe de altă parte, un kit de lumini
dacă te uiți un pic la oferte, o să găsești un kit cu două lumini, două softboxuri, caută pe Google să vezi ce sunt alea, sunt niște chestii de pânză în care intră becurile, îl găsești pe la vreo 500 de lei, 600 de lei. Chiar mai ieftin, am două cuvinte, Black Friday. Exact, mi-am luat și unul de Black Friday în cutia de acolo. Black Friday și chiar mai ieftin, adică am luat un kit, cum spui tu, de softbox cu tot cu trepiede, mă rog, stative, undeva la 400 și un pic de lei de Black Friday. Sunt de stat, de pus în casă, nu de plimbat pe afară, pentru că nu sunt cele mai fiabile, cele mai rezistente, dar dacă oricum de acolo lucrezi, dar părerea mea este că dacă faci cu un telefon, poți să te joci un pic cu lumina de afară. Adică sunt mulți vloggeri care încă fac așa și au probabil sute de mii de subscriberi. Am văzut în afară, m-am uitat prin clipurile lor și să înțeleg cum își fac videourile. Și foarte simplu, își pun telefonul sau o cameră compactă și se așează cu fața la geam. Telefonul corect. Pun și toată lumina aia naturală din timpul zilei, care e lumină foarte bună, vine filtrată de geam, eventual de o perdea, difuză. Da, corect. Și ești iluminat foarte bine. Toată fața, tot ce trebuie. Iar telefonul este suficient ca să filmezi la lumină naturală și să iasă chiar bine, să arate chiar bine. Și după aia faci mecheria cu căștile sau cu o lavalieră dedicată și gata, ai aparatura cu care să te filmezi. Eu aș merge nici măcar... Și da, sunt paranoia după scule, sunt obsedat de ele. Din păcate și eu. Îmi plac o grămadă de chestii, dar am ajuns la concluzia că contează mai mult ce spui decât cu ceea ce filmezi. Pentru că îi vedem pe afară. Content is king. Da. Asta e regula cinematografică. Dar îi vedem pe afară. Se filmează cu telefonul, le postează pe YouTube sau pe Instastory și au zeci de mii de followers. Știu, ne-am văzut treaba asta sau cu... Sute de mii. Am văzut la youtuberii care fac, youtuberițele, care fac clipuri de beauty. Exact. Se machiază exact cum spui tu la fereastră și eu la început foloseam lumina naturală cât mai mult pentru că n-am avut camera necesară, luminile și așa mai departe. Acum, pentru că de aproximativ 2 ani am și un pitch care se plimbă prin casă, n-am cum să fac treaba asta câtă vreme e lângă mine. Exact. Și atunci asta e jucăria lui preferat, ca să înțelegi. Și atunci noaptea și lumină artificială, că n-am ce să exact. Da. Ălea te ajută să poți filma în restul zilei, dar dacă vrei să faci un vlog și pe zi, să-ți pui opinia ta despre ceva, fă un timpul zilei, fă o scurtă și aplodează pe YouTube. Și mai am o singură chestie în care am investit și care mă ajută foarte mult, trepied. Trepiedul în adevăratul sens al cuvântului, dar care nu trebuie să fie exagerat de scump. Dacă mă ajuți, e lângă tine, în partea dreaptă, cel pe nu care folosesc la el eu. Acum că e cal nostru aproape. E doar capul doar de trepied, capul, da. Al vostru, da. Cam ăsta este. Capul e de la Benro și m-a ajutat că este un cap fluid. Asta înseamnă că are acea mișcare... Le-ai spus cum filmezi la tine pe canal ilustrația? Nu. Da, putem să facem asta. Fiind un cap fluid, îmi oferă versatilitatea asta de a avea o mișcare continuă, fără mișcări bruște. Da. Și mă ajută foarte, foarte mult. Inițial filmam tot pe un trepied, dar cu un cap foto și bineînțeles că mișcările astea, stânga, dreapta și sus-jos, erau foarte sacadate. Se vedea treaba asta. Și atunci, prietenul meu cel mai bun, având în vedere că folosesc trepied, este ăsta, adică o monedă, pentru că tot timpul mă chinui să schimb plăcuțele de trepied. Și la mine, prietenii mei cei mai buni sunt monedele. Am un teanc acolo, de obicei nu port mărunții, că mă enervează, că strâng în buzunar și tot ce iau de 10 bani, de 50 de bani, le pun într-o cutiuță acolo și de acolo iau un pumn și le aduc unde sunt camerele, dar la un moment dat dispar. Nu știu, am găsit până acum pe masă aici, dar de obicei dispar, pentru că astea sunt vitale. Da, aia nu era pregătită, apropo, da. Da, tot timpul trebuie să ai o monedă aproape. Sau cheia. Eu de obicei am cheile în buzunar. Uite ce mare vila asta cu cheia. Da. Și cheia are aceeași dimensiune ca și capul de la trepied. O cheie normală de ușă, știi? Pe care, teoretic, ar trebui să o ai tot timpul asupra ta. A, și îți mai trebuie așa ceva la cheie, neapărat. Pentru simuri. Da, pentru simuri. În cazul vostru, care aveți tot timpul minim... Nu știu, 10 telefoane prin studio, bănuiesc că tot timpul trebuie câte unul, filmăm câte unul, nu e problemă. Chiar nu umblăm cu ele atât de mult, să știi. Stau acolo și așteaptă rândul.
dar niciodată nu găsesc o cheiță și trebuie să fac o cutie, așa că am băgat-o la chei. Și tot timpul aveam câte una în rucsac și n-aveam rucsacul la mine sau în geantă. Am să pun la chei, cheile oricum știu în fiecare moment unde sunt. Deci funcționează și la cărucioarele de cumpărături, dacă mergeți la supermarket, puteți să folosiți da, cheia. Da, corect, ai... da, dacă o scos de pe inel, da, da, corect. Aici ești dimensiunea. Am o întrebare pentru tine. Ia zi. Dacă ți-ai face un canal de YouTube azi, da, pe ce direcție ai merge? Oh, dificil de spus. Dificil de spus. Vrei să mă întrebi în ideea în care cei care se uită acum exact să-și dea seama exact ce ar putea să facă? Păi atunci e destul de simplu. Ce-ți place să faci? Despre ce-ți place să vorbești? Și iau-o ca pe un punct de referință, cu ce vorbești cel mai des cu prietenii de la școală sau de la liceu sau de la serviciu, că nu contează ce vârstă ai, nu trebuie să ai 10 ani, poți să ai și 35. Adică un care subiect... este subiectul tău preferat, pasiunea ta? Pentru că dacă te-a pus să faci un canal despre ceva care crezi tu că este, va fi căutat, cum sunt gadgeturile sau... și nu te pricepi la chestia aia, nu ai experiență... Se simte. Se simte și o să... la un moment dat o să te plictisești, nu o să-ți mai placă. Dacă vorbești despre mașini cu colegii de la birou sau de la serviciu și așa, vorbește despre mașini în continuare, nu contează că nu le știi foarte bine. Încearcă să te documentezi foarte bine înainte, ăsta este planul principal a face un clip, trebuie să documentezi foarte bine ca ceea ce spui tu să nu fie greșit, să fie corect. Informațiile tehnice, de exemplu, și după aia vorbește despre pasiunea ta. Poți să fie pești. Poți să fii un pescar, poți să mergi în fiecare săptămână de două ori, de exemplu, să pescuiești. Vorbește despre chestia asta, că e o nișă complet neacoperită. Deci Radu Neagu își face canal de YouTube de pescuit. e util, într-adevăr, să te îndrepți către ceva ce nu este chiar atât de popular, adică nu prea vezi canal de pescuit. Da, corect. Să fie sau, nișat. Dar dacă nu știi nimic despre pește, nu te apuca să vorbești despre asta, serios. Nu o să-ți placă, că nu ți-a plăcut nici până acum ca să înveți lucruri despre chestia aia. Mașini, tehnologie, e loc pentru toată lumea, serios. Și tot timpul se caută fețe noi, se caută idei noi, oameni noi. Până la urmă te plisești să-l vezi pe Radu sau pe Sorin la un moment dat și te mai duci și te uiți și la alții, că sunt sigur că mai ai și alți. Corect. Alți youtuberi în lista ta de subscripție. Asta era a doua întrebare. Dacă tot te-ai apucat, intuită, da, mai are rost să te apuci de YouTube în 2018? Da, normal. Da, absolut normal. Și poți să o faci cât mai natural. Adevărul e că înveți de pe drum. Eu, de exemplu, nu am știut să fac YouTube. Încă nu consider că știu să fac YouTube, că sunt profesionist în treaba asta. Încerc să am grijă de scule și să știu cu ce lucrez. Asta e important. Cunoașteți telefonul, trepiedul, vezi ce limitări are. Se schimbă peisajul ăsta oricum. Se schimbă tot timpul. Și folosește nu numai YouTube-ul, folosește Facebook-ul mai puțin. Mai puțin, deși și acolo este loc. Folosește Instagram. Foarte mult Instagram. Și postează tot ce îți place ție. Că dacă stai ca mine închis într-un birou, că se întâmplă mult de zile să stau închis într-un birou, uit să postești pe Instagram și pe Facebook și lumea uită. Ochii care nu se văd se uită. Cam așa e. Corect. Uite, când am fost la masterclass-ul pe care l-ați găzduit la Cavaleria, ținut de cei de la Samsung, am ținut minte o chestie din masterclass. Să postezi, mă rog, era un fel de propunere, de un fel de challenge. Să postezi în fiecare zi de minim 10 ori și să vezi după aia niște rezultate. Am încercat să fac chestia asta, e greu să postezi de 10 ori minim în fiecare zi. Depinde ce vârstă ai, pentru că dacă te uiți la ăștia mici... Da. Și am văzut că se învață. Am văzut, de exemplu, la colega noastră, Lorena, are momente într-o zi în care Instagram sau Instastory-ul ei postează, are 10 da. Elemente. Da. Dar rezultatele contează. Sunt uimitoare. Păi e normal. La un moment dat, oamenii care nu... cărora nu le place de fața ta, o să plece. Dar vor fi puțini, pentru că vor rămâne cei interesați de tine și vor vrea să vadă fiecare element din viața ta. Mai ales cât e mai personal, cu atât e mai interesant. Dar nu, asta nu înseamnă că trebuie să te apuci să faci clipuri de un anumit dubioase. Fel. Așa, dubioase, da. Concentrează-te pe hobby-urile tale, pe ce îți place ție mai mult, pentru că nu o să te plictisești de ele. E nasol să te plictisești de o chestie pe care ai început-o și o faci de 4-5 ani. Eu încă nu m-am plictisit.
Și o faci doar de datorie. O faci de datorie, da. Nu o să faci bine niciodată, iar asta se simte. Pe YouTube se simte cel mai bine. Acolo pe TV mai sunt multe lucruri sunt scriptate, adică se știe de la început fiecare ce va spune. Noi aici, de exemplu, vorbim liber. N-avem nicio foaie în față de 30 de minute și mai putem să o ținem tot așa. Nu o să ne mai ajungă cardurile în curând. Dar mai copiem pe calculator și filmăm din nou. Deci încă mai e loc și timp. Da, normal. În 2018 și cu un telefon. Sunt mulți care se plictisesc. Dacă te-ai uitat pe YouTube, sunt mulți care nu mai postează. Pleacă de pe YouTube. S-au plictisit, s-au epuizat. Au încercat-o, au funcționat câțiva ani de zile, au ajuns la un nivel și nu le mai place. Sunt alții care au mers doar pe direcția asta. Chiar mă uitam acum, a atins Unbox Therapy, a atins 10 milioane. Astăzi. Și Mr. Who's the Boss din UK, un milion. E primul YouTuber din Marea Britanie cu un milion. Și care a venit așa, știi? Dar a fost băiat deștept și a urmat sfatul pe care l-am urmat și noi și facem chiar acum, colaborăm. Vorbește cu alți YouTuberi, chiar dacă sunt mai mici sau mai mari ca tine, și colaborați. Apropo, în România încă mai e un subiect tabu, partea asta cu colaborările și nu înțeleg de ce. Și îți mulțumesc pe această cale. Cu mare drag, oricum aveam de gând să o fac de mult, dar am uitat să-ți dau mesaj, sincer. Colaborarea. Mi-ai trimis un mesaj legat de ceva și mi-am adus aminte, ok, hai să vorbim cumva. Deci nu știu de ce se pleacă de la ideea că ce al meu e al meu și nu vreau să împărtășesc cu nimeni și nu știu, dar vă încurajez pe toți, chiar dacă sunteți mici, mari, ca și mine, mici, să încercați să faceți colaborări, că e o chestie, o chestie mișto. Și dacă mai găsești și chimie cu cei de pe nișa ta sau poate chiar din alte nișe, adică da. Dacă faci travel, poate ar fi interesant să vorbești cu ce ai în geantă ta de travel și poți să găsești un YouTuber pe tech care chiar ar aduce un plus valoare canalului. Dar nu știu de ce, la noi e încă un subiect tabu. Pentru că nu suntem atât de mulți și nici în afară nu e atât de popular, ca să spun așa. Unii o fac și de nevoie. Băieții ăștia, MKBHD, Austin Evans, băieții ăștia au știut de la început, Team Crispy, că trebuie să colaboreze între ei și au colaborat cât de mult au putut ei, dar se vede că au făcut-o de plăcere și s-au ajutat între ei. Da, e o chestie naturală, nu e ceva forțat. Da. Și asta i-a ajutat, pentru că fiecare s-a tras pe celălalt. Unul a crescut mai repede, că a avut mai multă priză la public, celălalt a crescut mai încet, dar a fost tras, la fel cum este ăsta din UK, de care spuneai mai devreme. Mr. Who's the Boss. Mi se pare un pic așa încrezut, dar e băiat isteț și îl admir pentru asta. Dar asta e opinia mea personală, că nu-l cunosc. Poate dacă îl cunosc, nu o să mi se mai pare deloc încrezut. Păi poate te întâlnești cu el la MWC. MWC. MVC. MVC. Pe română. Da, asta e. Deci colaborare. Colaborați cu oricine. Chiar dacă sunt mai mici, chiar dacă sunt mai mari, dacă sunt mai mari, norocul tău, dacă sunt mai mici, norocul lor și norocul tău, pentru că contează să ai niște YouTuberi mai mici în echipă, ca să zic așa. Și cam asta e baza, deci apucă-te și fă-le, dar apucă-te astăzi. Da, o să vezi clipul ăsta probabil într-o seară, știi? Dar apucă-te azi. Nu există mă apuc mâine, mă apuc de luni, mă apuc de duminică. Go for it. Nu e ca la sală, da. Mă apuc da, de luni. Adevărul e că și-o insist la colegii noștri, fă-o cât mai des, că dacă o faci în fiecare zi, ajungi să o faci în fiecare zi, câștigi experiență. De-ați atât la... Exact, gata, nu mai am. În orice ai face, câștigi experiență. E valabilă chestia asta. Radu, îți mulțumesc din suflet pentru colaborare. Cu mare drag. Și sper să ne mai întâlnim pe aici prin YouTube-ul ăsta. Da, pe aici sper să ne mai întâlnim. Păi nu știu, o să zic când vin la Constanța și tu îmi zici când mergi la București. Cu mare drag. Ne anunțăm unul pe celălalt. Până data viitoare, toate cele bune. Vă salut, pa, pa!